Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, Aura Stoienescu este gazda dumneavoastră, ca de obicei, la emisiunea Ordinea de zi, iar ordinea de zi astăzi este agricultura. Pentru că sunt multe probleme, sunt multe scheme de plăți, sunt modificări, s-au produs niște întârzieri la plăți, la înscrierea cererilor, motiv pentru care aveți un SMS 0766314582, unde puteți trimite mesaje și întrebări. Pentru invitatul meu, domnul Constantin Negrea, directorul executiv al Centrului Județean Apia Gorj, bine ați venit! Să rămână, bine v-am regăsit! Puțin că am obosit, așa păreți. Sigur că... Munceți multe ore. În momentul în care nu ai zile de relaxare, nu ai sfârșit de săptămână, nu ai, ai un program continuu. Venim de acum de la serviciu, colegii mei încă sunt la serviciu și lucrează și în aceste momente la autorizarea fermierilor pe campania 2015. Sunt foarte multe activități pe care le derulăm încă din luna martie, când am început campania de primire a cererilor. Ea a fost finalizată acum două săptămâni, mai exact pe 5 iulie, iar de atunci mergem în paralel. Gestionăm. Primiți cereri pentru 2016, plătiți pentru 2015. S-a încheiat campania de primire a cererilor în 5 iulie cu penalizări, mă rog, după două perioade succesive de prelungiri. Practic trebuia să începem, să încheiem campania de primire a cererilor în 10 iunie. Regulamentul european, legislația noastră, prevede depunerea cererilor în intervalul 1 martie, 15 mai, două luni și jumătate. Cu încă 25 de zile de depunere cu penalități de această dată de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Și cine plătește penalitățile? Fermierii, pentru nedepunerea în perioada respectivă. Anul acesta, având în vedere, așa cum spuneam, complexitatea schemelor, printr-un regulament al Uniunii Europene, s-a permis tuturor statelor membre să-și prelungească atât campania de primire a cererilor și a fost prelungită și în România cu 25 de zile. Regulamentul prevedea o prelungire de 30 de zile. Într-o primă etapă s-au prelungit 15 zile, iar în a doua 10 zile. De asemenea, s-a prelungit campania de plăți pentru campania 2015. Derogarea de la regulamentul european 809 este pentru până la data de 15 octombrie. Este știut că fermierii primesc plățile pentru schemele pe care le accesează în intervalul 1 decembrie 30 iunie anul următor. Practic, 30 iunie era termen limită. Sigur că în anii anteriori am făcut plăți în avans în perioada octombrie-decembrie, am făcut și anul ăsta plăți până la 30 octombrie. În schimb, n-am reușit să facem plățile obișnuite pe care noi am obișnuit pe fermierii noștri până undeva sfârșitul lunii februarie-martie și am început prima autorizare la plată în 8 aprilie. Da, de ce se întâmplă? Data la care, sigur, am autorizat aceste plăți, mă rog, așa, treptat, pe măsură ce ele au fost, schemele respective au fost implementate, funcționalitățile, pentru că, vă spuneam și am spus-o de atâtea ori și am spus-o și reprezentanții ministerilor și ai agenției de plăți, fiind un număr foarte mare de scheme de plăți față de ciclu financiar anterior al politicii agricole comune, doar de două scheme directe de plată, și începând cu 2015, sunt 7 plăți directe. Și cu încă alte măsuri delegate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar și schemele nefinalizate din ciclu financiar anterior, 2007-2013. Vreau să vă spun că ca și sub scheme, fermierii au posibilitatea, începând cu 2015, să-și acceseze 59 de asemenea scheme. Numai cererea de unică de plată, dacă o vizualizez, are undeva la 38 de pagini. E o multitudine de scheme și subscheme pe care fermierii... pentru toate aceste scheme, era necesar ca condițiile generale, cele specifice, cele minime, trebuia implementate în sistem. Rugăminte pentru telespectatori, scuzați-mă, vă rog să nu sunați, să trimite SMS la 0766314582, da? Să continuăm. Da, spuneam că
operatorul informatic, care prestatorul de servicii informatic împreună cu specialiștii pe probleme tehnice și juriștii implementează toate aceste cerințe la nivel central și sigur, pe măsură ce aceste funcționalități au fost implementate pe fiecare schemă în parte, am putut și noi să introducem și să administrăm aceste cere, control administrativ, control în teren. Și iată, am plătit în mare parte fermierii pe plăți pe suprafață. Sigur, mai avem aici destul de puțin doar măsurile de agromediu. În schimb, de aproximativ 2 săptămâni am început plățile în sector animalier și aici sunt destul de multe scheme. Vorbim de ajutoare naționale transitorii la care plătim în momentul acesta, vorbim de sprijinul cuplat. O măsură nouă implementată începând cu 2015 și poate avem posibilitatea să le dezvoltăm puțin ce aduc noi aceste scheme și măsuri. Și am plătit acum câteva zile schema decuplată pe vaca de lapte, deci pe lapte, și vorbim aici de 1800 de fermieri, suntem în a autoriza fermierii, sunt cei mai mulți, aproape 3800 de fermieri care au această schemă din bugetul nostru național pe schema decuplată de carne, vorbim de bovine și de practic de astăzi am început plățile pe ovine și caprine. Și aici sunt mai bine de 800 de fermieri, vorbim de aproape 120.000 de capete de ovine și caprine mamă. Deci este așa o perioadă legată de activitatea noastră, luând în calcul și activitățile din campanie 2015 de autorizare și plată efective, cât și campania 2016 care merge în paralel. Deci ca să facem un rezumat pentru burtieră, din cele două scheme de plăți care au fost până în 2014, acum sunt 6 din 2015. 7 scheme de plăți directe. 7 scheme de plăți. Vorbim de plata unică pe suprafață care s-a menținut. Da, la alt nivel și sub Din 2015 încoace, noi trebuie să și subtitrăm și de asta vreau să scheme directe. Vorbim de plata unică pe suprafață, plata redistributivă, da? Plata pentru micii fermieri, plata pentru tinerii fermieri, pentru prima dată tinerii fermieri primesc și ei o plată suplimentară. Vorbim de plata redistributivă, pentru prima dată, funcție de dimensiunea exploatației. Vorbim de sprijinul cuplat, atât în sector vegetal cât și în sector animalier, plata benefică pentru climă și mediu, plata de înverzire sau de ecologizare, cum se mai numește ea, și, sigur, ajutorul național transitoriu, schemă care a fost și ciclul anterior, ca, odată cu plata unică pe 7 scheme. În schimb, din Programul Național de Dezvoltare Rural, măsuri delegate, vorbim de măsura 10, mediu și climă, și aici vorbim de 8 pachete. Vorbim de măsura 11, agricultura ecologică, cu cele două măsuri pe trecere la reconversie pe agricultura ecologică și de menținerea practicilor de agricultură ecologică, și vorbim de măsura 13, fosta măsură legată de zonă defavorizată, acum se numește plus pentru zonă care se confruntă cu constrângeri naturale, cât și zona care se confruntă cu constrângeri specifice. Să repetăm, deci zona defavorizată nu se mai cheamă așa? Nu se mai numește, se numește zona care se confruntă cu constrângeri naturale. Fosta zonă montană defavorizată, au rămas aceleași număr de localități, 12. Zona care sunt localitățile? Este zona montană de la Padeș până la Polovraci. Tot, dar de ce se consideră asta zonă defavorizată? Pentru că este zonă montană, pentru că este vorba de altitudine de peste 600 de metri, pe acele situații, o altitudine mai mare de 600 de metri, iar panta terenului este în anumite situații mai mare de 12%. Astea sunt cele două condiții care califică parcelele agricole. Deci zona defavorizată este chestiune legată este de între Padeș și Polovraș. Ce toate celelalte localități, este adevărat că toate localități... Zona de nord, pentru că există pantă. Nord-est. Deci zona de nord a județului, de la Padeș până la Polovraci, sigur, o știam și înainte și sigur pentru... Și rămâne aceeași. Rămâne aceeași. E adevărat că pentru zona defavorizată de condiții naturale specifice aveam 5 localități ale județului. Localitățile erau
oarecum, știu eu, împărțit era zona Negomir, Borăz, Bolboș, Borăscu, Mătăsari, Ciuperceni. Acum lucrurile s-au schimbat. De la condiții specifice pe aceste, în aceste zone, pe condiții de sol. Deci, practic, aici clasa de calitate a terenurilor nu trebuie, punctajul, nota de bonitate maximă nu trebuia să depășească medie, nu trebuia să depășească 30-35 de puncte. Acum s-au modificat cerințele pe climă mai mult. Și ne ducem în zona Prigoria, Roșia de Amaradia, Bustuchin, Logrești, Hurezani, Căpreni. Deci sunt 6 localități în zona respectivă, une condițiile, știți că acolo sunt și activități miniere. Astea sunt localitățile prinse în anexa la Programul Național de Dezvoltare Rurală. Sigur, la astea se mai adaugă între alte 4 localități. Pe agromediu este vorba de zona Motru, deci toate terenurile situate pe teritoriul administrativ al localității, al municipiului Motru, Slivilești, Samarinești și Slivilești, unde primesc plăți pentru adaptare la schimbările climatice. Și suma nu este mică, este 126 de euro. Schimbări climatice în zona aia? Sunt date furnizate de Ministerul Agriculturii și Institutul Național de Agrochimie și Pedologie prin Oficiile Județeane de Pedologie și Agrochimie. O să vă rog să recapitulăm, sunt foarte multe informații și nu ne ținem de cu subtitrarea, trebuie să precizăm acolo și pentru persoanele hipoacuzice. Deci, zona Motru. Deci Motru, Samarinești, Slivilești. Samarinești, Slivilești și Văgiulești. Și Văgiulești, deci da. 4 localități. 4 localități, plăți. Primesc plăți. Plăți pentru adaptare la schimbările climatice. Pentru adaptare. Adaptare la schimbările climatice, la sigur. La schimbările climatice. Deci aici, aici. De când? Începând cu 2015. Începând cu până 2015. În 2020. Și până pe în 2020. Pe toată perioada celor 6 ani, pentru că practic, primul an 2014 a fost o prelungire a ciclului anterior 2007-2013, nefiind la schimbările climatice. Vreau să vă spun că aceste regulamente europene, pentru că, sigur, ele sunt regulamente europene și ulterior sunt transpuse în legislația națională a fiecărui stat membru, au fost adoptate foarte târziu, undeva în decembrie. Ei nu puteai să adopți un regulament la sfârșitul anului 2013, când practic s-a încheiat ciclul anterior și cu 1 ianuarie să treci la noul PNDR. Și au fost în dezbatere tot anul 2014 și atunci s-a convenit ca 2014 să fie o continuare a măsurilor din 2013, dar cu plata din vechiul, din actualul PNDR. Din 2015 până în 2020, vorbim de toate aceste măsuri și scheme de plată destul de multe pe care fermierii le pot accesa, din păcate. Deci, pentru burtieră, noile scheme se implementează în perioada 2015-2020 inclusiv. Da, 6 ani, spuneam că politica financiară, ciclul financiar durează 7 ani. A fost 2007-2013, cu o prelungire de un an în 2014 și vorbim de 2015-2020. Dar spuneam că foarte multe cerințe și condiții impuse fermierilor pe fiecare schemă de plată. Vorbeam da, de acel... aș vrea să vă întreb, având mult mai mult de lucru, de 3 ori mai mult față de 2014, s-a suplimentat personalul, s-a făcut ceva ca sistemul informatic să funcționeze mai repede, pentru că aceste întârzieri îi afectează pe fermieri garantat, ei erau obișnuiți cu anumite termene, își fac planul pe achiziții de, eu știu, aparatură, de rate la bănci, de achiziții de furaje și așa mai departe, semințe. Acum, dacă totul se dă peste cap din cauza că vin mai mulți bani, da, e foarte bine că vin mai mulți bani. Dar trebuie să recunoaștem că ciclul 2014-2020 aduce cu aproximativ 1,1 miliarde de euro mai mult pentru fermierii din România. Da, discutăm de 8,
Dar cu siguranță 2 miliarde din buget european și cam 1,2 2 miliarde din bugetul nostru național. Dumneavoastră lucrați în fiecare că nu, zi să știți că nu numărul de personal a creat probleme în accesarea acestor. Pentru că la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de 3 ani nu am angajat absolut niciun funcționar. Au fost vreo 2 ani posturile blocate. Pentru prima dată în acest an au fost deblocate. Am încercat și noi să ocupăm vreo 4 posturi la centrele noastre locale, la 4 dintre centrele locale. Din păcate, astăzi trebuia să fie prima probă scrisă dintr-o, spun eu, o problemă de procedură. S-a suspendat, practic. A fost o chestiune legată de constituirea unei comisii prin retragerea unui membru, revocarea unui membru al comisiei care avea și calitatea de președinte, dar la nivel central, mă rog, a creat oarece disfuncționalitate prin numirea altui membru, chiar în ziua în care s-a încheiat campania de depunere a cererii, perioada de depunere a cererii. Perioada, chiar în ziua în care trebuia făcută selecția dosar, a trebuit să nominalizăm o altă persoană. Am nominalizat-o, din păcate s-a întâmplat ca un membru din familie să-și depună cererea, deci membru al comisiei nominalizat și a depus cineva o cerere și atunci sigur a intrat în conflict de interese și nu riscam să... Cerere de plată? Nu, cererea de înscriere la concursul de recrutare și atunci sigur, aha, pentru a evita un conflict de interese și sigur interpretare ulterior, am considerat că e necesar să amânăm pentru o perioadă următoare și sigur o să reluăm că se poate de repede procedura pentru că e necesar, sunt centre care au și cu 2-3 funcționari mai puțini față de perioada la care, sigur, noi am început să ne desfășurăm activitatea. Dar spuneați că nu lipsa de personal. Nu lipsa de personal și întregime, pentru că, sigur, fermierii o știu și dumneavoastră, programul nostru este atât cât este necesar. La final de săptămână... Lucrați ca la privat. Peste orele de program, treaba, până ne terminăm treaba. Știm că suntem funcționarii care ne-am asumat o asemenea responsabilitate, gestionăm fonduri europene și asta facem. Spuneam că sunt și astăzi la serviciu, am fost și la final de săptămână și probabil că vom fi în această perioadă. Suntem din 1 martie și vom fi cel mai probabil până în 31 iulie, când sperăm că încheiem cel puțin 99% din plățile, pentru că mâine vom avea o videoconferință în care va participa și este anunțată și prezența ministrului, în care cu siguranță ne va solicita să facem plățile. Dar, în ceea ce ne privește, dacă sumele sunt asigurate în bugetul Ministerului Agriculturii, pentru că trebuie să spunem fermierilor că statul membru plătește fermierii anticipat din bugetul național, urmând ca ulterior, într-o perioadă de 2 luni, să fie decontat din bugetul european. Deci dacă sunt sumele asigurate și dacă funcționalitățile pe fiecare schemă în parte sunt implementate, asigurăm că ne putem face treaba și putem aduce fermierii. Deci, singurul impediment la ora asta este legat strict de sistemul național informatic. Toate astea se derulează într-un sistem național informatic creat pentru fiecare stat membru, urmărit, bineînțeles, și nici acum, vorbind de sprijinul cuplat în zootehnie, se lucrează la implementarea acestor funcționalități și probabil către sfârșitul lunii, 20-25 iulie, probabil vor fi finale ca noi să putem să gestionăm cererile și să plătim fermierii și pe aceste scheme. Tot pentru 2015. Tot vorbim de 2015. Așa se fac plățile de la sfârșitul anului normal? Plățile efectiv se fac începând cu 1 decembrie. Anului de plată. Da? Vorbim de plățile finale sau plăți regulare, cum se numesc ele din punct de vedere tehnic. Se fac până în 30 iunie anul următor. Iată că am trecut de zile termen bune de 30 iunie și nu s-au făcut. Acestea este regretabil, sigur. O spunem și noi, fermierii, ce să mai spun, sunt nemulțumiți.
Dar ce să putem? În primul rând că aceste plăți nu le facem noi, Centrul Județean al Agenției de Plăți și de Intervenție pentru Agricultură. Derulăm toate aceste etape procedurale de la primirea cererii până la aprobarea tranșelor de plată. În momentul în care ne-am aprobat tranșele de plată și le-am... Până la sfârșitul iunie, regia, deci între 1 decembrie și sfârșitul iunie ar trebui... 30 iunie, 30 se iunie fac, ar trebui în să mod, se facă plățile în mod pentru anul 2015. Normal, dar normal. Sigur că regulamentul modificarea la regulament permite să facem aceste plăți fără penalități. S-au deci, făcut vreau să vă spun că lucrurile sunt extrem de serioase. Dacă statul membru, în speța România, nu face plățile până la 30 iunie, este penalizată în sensul în care bugetul european din cele două fonduri european, fondul european pentru garantare agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, nu decontează sumele pentru fermieri, urmând ca statul membru să plătească din bugetul lui propriu sumele. Deci dacă în mod, să spunem normal, dacă nu reușeam să facem plățile până la 30 iunie, 95% cât privește regulamentul european, începând cu 1 iulie, practic proporțional odată cu trecerea timpului până în 15 octombrie, eram penalizat cu câte 25% în fiecare lună. După 15 octombrie, dar acum aveți derogare buget, până la 15 octombrie. Avem derogare, dar sigur că în ceea ce ne privește, vă dați seama că și nouă și fermieri. E un mare disconfort pentru România să fermieri, dar dacă ar fi fost să nu se facă derogare, atunci se pierdeau bani. Se pierdeau bani și sigur derogarea este pentru toată lumea, nu numai România este în situația asta. Toate țările din Europa? N-aș putea spune că majoritatea care au mulți fermieri, cum este Polonia, cum este Ungaria, Bulgaria și sigur, în general, țările care și număr mare de fermieri și care au aderat mai târziu. Ce aș vrea să mai spun legat de plățile acestea pe suprafață și pe cerere în sector zootehnic, începând cu 2015, poate că și asta este mare problemă, vorbind de o cerere unică. Deci, o singură dată fermierul se adresează Agenției de Plăți și Intervenție indiferent pentru Agricultură, pentru indiferent pentru adică cerere. Pe singură ce absolut, cerere pentru inclusiv tot. Pe bunăstare, tot ce este din buget european și național, o singură dată. Dar vă dați seama că și complexitatea este una destul de mare. Cert este că România a notificat Comisia Europeană și și-a angajat că face plățile până la 30 septembrie, adică ultimul euro pe care urmează să facă plățile. 30 este un termen de notificare către Comisia Europeană. Cu siguranță, probabil că vor mai rămâne fermieri, știm, și în luna august și probabil și în luna septembrie, fermieri cu anumite probleme. Eu sper ca în județul nostru să fie foarte puțin, pentru că sunt mari fermieri cu sprijin cu plată, în special în sector vegetal, pe foarte multe culturi agricole, cu foarte multe cerințe și condiții de împlinit, la care, sigur, nici în momentul ăsta fermierii n-au fost plătiți. Noi, din păcate, spun că n-avem foarte mulți mari fermieri care să dorească să cultive soia, să cultive plante... Până la sfârșitul lui septembrie. Da, să cultive plante, culturi agricole de câmp, leguminoase, fasole, mazăre pentru destinate industrializării, legume destinate industrializării, fructe destinate industrializării, pentru că pe acest sprijin important și sunt sute de euro pe care le primesc fermierii pe hectar pe acest sprijin cuplat. Dar da, pe anumite cerințe. Adică pe anumite mai, cerințe. Mai precis cannabis, avem voie să cultivăm. Se poate, se poate cultiva și cânepa, și inu, și câteva. Este sprijinită și ea financiar pe ajutor național tranzitoriu de la bugetul nostru de stat cu sume considerabile, dar este vorba de cannabis sativu, nu indica, care este cu foarte mulți, sunt două
Sunt două specii, una care are foarte multe alcaloi și da, acele substanțe halucinogene și aia interzisă, dar oricum... Nu aia se cultivă. Nu aia se cultivă. Se cultivă asta de când de cultură la care se folosește fie tulpina pentru fibră, fie pentru sămânță. Și asta deci nu are putem... deloc, deloc? Da, are și în momentul în care, în momentul în care, sigur, astea sunt supuse unui control din punct de vedere al sămânței. Da, sunt declarate suprafețele. Deci aici, aici, pe acest sprijin cuplat, pe anumite, e necesar să folosești semințe certificate, dar mai ales aceste, aceste semințe din soiurile respective sunt supus, sunt verificate de organismele care verifică aceste antidrog. Și nu numai asta, dar suprafețele sunt declarate foarte sunt concret. Declarate, dar există acele, există acele autorizații. Pe unde vrea și acele, când vrea. Există acele autorizații. Mai ales că ele seamănă cele două soiuri de, de cânepă. Așa este, dar sigur că în momentul în care se achiziționează acele soiuri din specia de cultură destinată fibrei sau seminței, nu cred că sunt probleme și sunt în țară, nu știu dacă sunt foarte mulți fermieri, dar sunt fermieri care cultivă și nouă. Asemenea probleme. Vreau să vă întreb, au oamenii întârzieri, spuneți dumneavoastră, din ce cauze? Care e motivul pentru care ar veni târziu cu cererea? Că trebuie să fie conștienți că e posibil să ajungă în situația de a fi penalizați. Sau România să fie penalizată, să pierdem toți banii. De ce întârzie fermierii? E interesul lor să depună cererea anual, cât mai devreme. Chiar dacă ni se pare paradoxal, știu și inexplicabil, deși este o perioadă destul de mare, 2 luni și jumătate, fermieri programați pe zile, pe zile, pe ore, pe responsabili, noi notificăm fermierii, știu exact când și cum să și unde să vină să-și depună cererea, înregistrăm anual între 2500-3000 de cereri depuse cu penalizări, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi. Pentru ei, 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. Anul acesta, pentru că s-a prelungit 25 de zile. Am avut și anul ăsta 358 de cereri. Suprafața n-a fost mare, cam 1480 de hectare. Iată, și în aceste condiții, cu încă 25 de zile, și anul ăsta a fost venit care au depus. Dar cum justifică ei aceste întârzieri? Sigur că cei mai mulți mare, discută... Am fost la spital... prin prisma intrării în posesia documentelor pe care trebuie să le prezinte, deși ele au fost foarte mult simplificate. Deci, practic, dacă în anii anteriori le ceream fermierilor documente, titlul de proprietate, documente de arendă, de concesiune, știu eu, de asociere în participațiune, tot felul de documente de dare în folosința suprafeții, anul ăsta ne-am rezumat, sigur, printr-o simplificare a procedurii, doar la acele adeverințe care dovedesc utilizarea terenului prin înscrierea suprafețelor în registrele agricole. Deci primăriile eliberează un model de adeverință tip cadru, model pe care o au și în registrul agricol, după modelul tipizatelor din registrul agricol și ne-o aduc cu înscrierea parcelelor, categoriilor de folosință în blocurile fizice și, sigur, noi considerăm că fermierii fac dovada utilizării terenului, bineînțeles că urmând să verificăm ulterior dacă cele înscrise în acele adeverințe corespund și cu realitatea din teren și o să discutăm și despre modul în care derulăm aceste activități de verificare pentru că suntem în perioada pe campania 2016 să-i verificăm. Cu toate astea n-am reușit să depună în termen aceste cereri. Și dacă tot vorbim de aceste verificări, practic, după data de 5 iulie, am înregistrat foarte multe suprapuneri. Eu aș spune că nu sunt foarte multe în comparație cu anii anteriori. Chiar acum avem o întrebare. Ce facem acolo unde se suprapun titlurile de proprietate? De la telespectatori. Ce faceți în situația... Am spus că nu solicităm, începând cu 2016, nu mai solicităm titlul de proprietate, ci solicităm doar acele adeverințe. Cu siguranță nu exclud să nu se suprapună două titluri de proprietate, că atâta timp când nu avem un cadat... Dacă se suprapun terenurile, unul pune un rând de porumb, al alt pune un rând de fasole deci, și îl împart în doi sau cum? Nu.
Cum procedează lumea? Deci, chiar dacă nu avem un cadastru calitativ respectiv în înscrierea acestor titluri de proprietate în cartea funciară, pentru că asta presupune înregistrarea suprafețelor respective în, la OCPI în cartea funciară și atunci lucrurile n-au cum să se mai suprapune. Cu siguranță, nu ca doi fermieri să lucrezi la acea suprafață de teren. Normal că nu. Și atunci fiecare fermier își indică suprafețele pe care le lucrează. N-au cum și să... unde sunt suprapuneri, cine unde lucrează? Sunt asemenea suprapuneri, sigur că fermierii, fie că nu-și cunosc cu exactitate limitele parcelelor pentru a le declara, avem. Deci depunerea cererilor se face în sistem online. Deci fermierul poate sta acasă în fața calculatorului și își poate desena în blocurile pe bază de user și parolă proprie, sigur, în măsura în care are intranet în perioada de depunere a cererilor. Lucrurile astea se întâmplă foarte rar, s-a spune extrem de rar. Așa ar fi bine așa să ar fi se bine. Întâmple și pot să noi, o facă. În schimb, noi, dar nu știu dacă se noi, pricep. Noi sprijinim fermierii. O sprijinim noi, o sprijină și autoritățile locale. Cum procedați? Adică în sensul vine în care, omul la dumneavoastră vine la omul centru la fermier, sau la sediu? Vine la centrul local, unde este program, sau la centrul județean. Sunt 6 centre locale și centrul județean. La funcționale la care este repartizat și știut dinainte, în campania 2016 am rotit funcționarii pentru că asta e o prevedere regulamentară. La o anumită perioadă de timp să se mai și rotească pentru a nu evita nu știu ce relații de prietenie sau mai știu eu de ce altă natură. Bun, ei își indică amplasamentul acestor parcele cu tot felul de informații pe care le au. Nu exclud acele procese verbale, ci schițe cadastrale sau știu eu ce alte extrase de pe planurile cadastrale pe care le aduc de la primărie. Și responsabilul împreună cu fermierul trasează conturul acestor parcele. Vă dați seama că în momentul în care sunt ferme vecine, sunt parcele exploatații vecine. Când primim cereri și la centrul județean pentru mari fermieri peste 50 de hectare și la centrele locale, e posibil ca parcela unui mare fermier să se suprapună peste parcela unui mic fermier de la centrul local până în 50 de hectare. Sau sunt situații când se suprapun cererile în cadrul acelui centru, ne cunoscând cu exactitate aceste elemente. E ori, vorbind de 2874 de parcele suprapuse, dar în anii anteriori... 2874 în anii anteriori, parcele suprapuse sunt acum? Dar vreau să vă spun că în anii anteriori n-am avut sub 6.000, am avut și 10.000 de parcele. Acum e bine, înseamnă. Vorbim la nivelul Agenției de Plăci și Intervenție pentru Agricultură, da, de peste 150.000 de parcele. Vă dați seama? Vă dați seama care este volumul? Atât aveți în total? Peste 150.000 de parcele în Gorj? În Gorj, da. Declarate, declarate de fermieri de 18.322. O extrem dar vorbim de... doar de parcelele lucrate sau vorbim tot ce există de, în Gorj? Doar de lucrările, de parcelele declarate, că se declarate pe de ele. Fermieri pe categorii de folosință. Vorbim de arabil, vorbim de culturi permanente, incluzând plantație de pom și viță de vie începând din 2014 și vorbim de plajite permanente, care includ pășunile și fâneți. Și pădurile? Cele 5, pădurea nu este categorie de folosință agricolă, nu primește plăți pe suprafață. Deci, fondul forestier, terenurile neagricole sunt excluse. E adevărat că astea sunt motivele uneori. Mai excludem fermierii, o categorie agricolă lăsată nelucrată, neîntreținută, se transformă în o suprafață neagricolă și, sigur, cu ocazia controalelor sau cu ocazia actualizării blocurilor fizice pe baza imaginilor satelitare, constatăm clar că fermierul nu și-a întreținut și-a lucrat această parcelă, o excludem prin regularizarea blocului fizic, prin actualizare, rămâne în afara blocului fizic. În campania următoare, fermierul, dacă insistă să își declare parcela, sigur, noi le spunem că parcela lui în modul în care arată nu mai poate fi... Adică vedeți din satelit dacă are... Vedem rușii. Aceste... Nu, vedem, noi o fac prestatorii de ei, serviciu care se actualizează vede... fiecare campanie. Blocul fizic agricol se exclud toate acele porțiuni rămase nelucrate și neagricole. Da, am o curiozitate. Se vede din satelit că acolo sunt roșii și acolo e fasole, deci și acolo verificăm e... fermierii în campanie, începând cu, odată cu
cu înființarea culturii în luna aprilie, mă rog, aplicăm în aprilie începem. Aceste până arat? Luna septembrie vedem pe baza spectrului de culori repetat aproape în fiecare lună ce culturi a avut în fiecare lună. La ce dată și-a înființat cultura, la ce dată și-a recoltat-o, absolut toate aceste aspecte le verificăm, și sigur că am înlocuit în ultimii ani verificarea clasică în teren, pentru că era extrem de greu să ajungi în aceste zone la atât de mulți fermieri și la atât de multe parci. Da, cu verificarea revin cu întrebarea ca să mă lămuresc eu foarte bine și pe telespectator să-i lămurim. În funcție de spectru de culori, știți ce cultură e? Știm exact ce cultură este. Adică roșiile sunt mai deschise așa, nu știu cum, castraveții odată, sunt și deci, mai deschiși. Știm exact. Știți codul de culoare cum ar veni pentru fiecare cultură? Codul de culoare pentru fiecare cultură și cum se induce asta culoarea de la cum induce culoarea de la faza de vegetație de la răsărit și până la recoltată. Vă dați seama că vorbim, adică hai să luăm o cultură la întâmplare. Castraveți. Hai să zicem orzul, că e o cultură. Vă dați seama, în momentul în care o seameni, trece prin diverse stadii de vegetație. Da, pe măsură ce crește, pe momentul ce înspică, ce momentul ce îngălbenește, ajunge la recoltare în luna, să spunem, iunie. Da? Deci știm în orice moment că acolo a fost ors, a fost semănat la data a crescut, de... luna de, că nu, nu... Da, și a fost recoltat în luna. Deci știm toate aceste aspecte și nu... Așa că nu mai merge cu... Nu, știți, nu am pot, pus... Nu pot fi... nu pot fi adevărat că fermierii probabil că nu pot fi toți incluși în eșantioanele de control clasice cu condiționalitate sau teledetecție. Dar iată reușim să verificăm aceste aspecte la data de punere cerere pe actualizarea blocurilor fizice. În toată această perioadă prestatorii de servicii vin și exclud aceste porțiuni nelucrate, neîntreținute, care au tins să fie cuprinse de mărăcinișul, tufărișul sau de vegetație invazivă, nedorită, cum spunem noi. Și în momentul în care îi atenționăm, atenție, porțiunea asta de 100 de metri sau parcela asta n-a fost lucrată, el spune, nu, a fost lucrată, vă rog să mi-o treci. Sigur că noi nu putem să refuzăm fermierul, îi confirmăm această parcelă, automat sistemul generează o anexă, anexa respectivă merge la inspectorii de teren, sunt încărcate în GPS-uri și merge în teren. În momentul în care i-am arătat fermierului, ne-ai declarat că la data de ai avut teren arabil, cultura de porumb, la momentul ăsta constatăm că terenul nostru e necultivat. Fermierul spune, știți, urmam să nu știu ce. Încă de la aceste și anul ăsta am avut foarte puține anexe. Vreau să vă spun, au fost doar 269. Deci, fermierii noștri... Via. Fermierii noștri conștientizează de aceste, mă rog, aceste controle și controle și de la, iată, de la 1000 de anexe pe care le aveam în anii anterior de verificat, am avut la 269 în acest an și am verificat în teren doar 170, pentru că restul s-au confirmat pe baza imaginilor. Mai aveam din câteva sute de blocuri fizice supra-declarate, n-au rămas decât blocuri fizice supra-declarate. Adică blocul fizic are 500 de hectare, fermierii din blocul respectiv și-au declarat parcele care totalizează 520 de hectare. Nici nu poate fi plătit niciun metru pătrat suprapus sau supra-declarat. Toate aceste erori, neconformități pe care le registrăm trebuie rezolvate. Și lucrul ăsta am rezolvat în perioada asta din 5 iulie. Între 5 iulie și 15 iulie am notificat 1875 de fermieri. Au venit la centrele noastre locale odată cu autorizarea asta la plată. Și am stat de vorbă cu ei și le-am spus, ia uitați, vă suprapuneți cu parcela numărul 4 al fermierului X. Dumneavoastră ați declarat porumb, fermierul are altceva. Le solicităm documente suplimentare, sigur că fermierii, pentru prima dată în 2016, fermierii au putut să facă acest până în 15 iulie, să-și modifice fie amplasamentul sau să-și retragă parcele, fără să fie sancționați. Da. Deci s-a introdus o prevedere, o verificare preliminară încrucișată cu
aportul funcționarilor API, adică în condițiile în care fermierul solicita sprijin să verifice că el are dreptate și că ne deplasam, vedeam, constatam și fermierul rămânea celălalt, îi atrăgeam atenția, el se retrăgea sau, sigur, după 15 și suntem astăzi în 18, continuăm să soluționăm, pentru că din cele 2000 mai aveam astăzi în jur de 600 fermieri, fie că n-au venit la momentul la care noi i-am solicitat, fie că au înțeles să nu-și retragă parcele. În momentul în care fermierii nu și-au făcut această corecție voluntar, de bunăvoie, de comun acord între ei, o fac funcționarii APIA. Deci noi, și atunci o facem cu corecție, o facem cu corecție pe bază de sancțiuni. Deci tot ce înseamnă după 15 iulie va fi cu sancțiune. Și întrebare, dacă am depus documentele, când luăm banii? Dacă vorbim de campania 2016... 15, probabil. Nu, 15, plăți pe suprafață le-am cam finalizat. Am spus că plătim în zilele astea și sectorul animalier. Și probabil că are... Vorbim de 2016... Probabil că are sectorul animalier cel care întreabă dacă nu s-au făcut plățile. Dacă nu s-au făcut plățile, în aceste zile facem plăți. Da? Poate că ar fi interesant să spunem și cuantumurile. Da, vă rog. Vorbim de 430... Vorbim de cuantumurile care se știu. La momentul acesta vorbim în acest moment cam de 103 lei pe tona de lapte. Deci pe tona de lapte, primă pe tona de lapte, vorbim de 430 de lei pe cap de bovină. Iar pentru ovine și caprine, deși nu avem un quantum încă stabilim pentru că am început de astăzi, există, așa, la nivel de discuție, fără a deveni oficial, o sumă de 23,924 de lei pe cap de animal. Practic, cum se stabilește aceste conturi? S-au stabilit prin hotărâre de guvern sumele alocate pe fiecare schemă. Fiecare schemă de plată are o anumită sumă din bugetul național sau din bugetul european. Practic, se raportează această sumă la numărul de animale eligibile. Dacă noi, urma controlul administrativ, constatăm că avem la nivelul României, știu eu, 2 milioane de capete de ovine, raportăm și va rezulta 24 de lei pe cap de animal plată pe la acestea, vorbim de doar de bugetul național, pe sprijin cuplat, pentru că începând din 2015 toate localitățile din România pot beneficia de acest sprijin cuplat și cred că ar fi bine să dezvoltăm puțin noțiunea. Dar mai până, până în 2014 inclusiv, se numea ajutor specific. Beneficiau decât acea zonă defavorizată din România pe criteriile pe care le-am discutat. Oarecum nedrept. Începând din 2016 s-au redefinit acestea. Toți fermierii din România sub alte cerințe și condiții. Și atunci vorbim, să luăm doar sectorul zootehnic, că despre el este vorba, vorbim de o anumită dimensiune exploatației. Dacă discutăm de vaca de lapte, de la fermele specializate care de producție, ferme comerciale care își comercializează pe piața liberă, în ideea de a produce și valorificarea acesteia în România, mai ales că, ați văzut, hipermarketurile sunt obligate să primească de la fermier 51%. Bun, o anumită dimensiune, 10 capete, la ovine și caprine de la 150 de capete, limita maximă și așa e limitat, 250 de capete la vaci de lapte, cam 600 de capete la ovine și caprine. Vârsta animalelor este importantă, pentru că la vaca de lapte trebuie să fie până la 8 ani. De asemenea, înscrierea în registru genealogic, în control oficial al producției de lapte. Sigur că aici este marea reținere a fermierilor că sunt niște cuantumi pe care fermierii trebuie să le plătească pentru scrierea în registru și în control oficial. Vreau să le spun că și aceste sume le decontăm 80% prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, numai să se adreseze instituției, organismului care autorizează, vorba de Agenția Națională de ameliorare în zootenie, ANARZU, care face aceste activități și cu asociațiile respective. Deci sunt sume extrem de mari. Vreau să vă spun cât primește o vacă din zona sprijinului cuplat, vacă de lapte.
echivalentul a 899 de euro o vac. Vă dați seama? Pe an? Pe an, pe cap de animal. Pe 899 de euro. Și o bovină de carne, de rasă, e adevărat, sau metis și acestea, echivalentul 1300 de euro. Vă dați seama să dai 33 de milioane, 3300 de lei pe vaca de lapte sau 5200 pe vaca de carne? Ce trebuie să facă fermierul respectiv? Da, se adresează fermierilor care... Înmulțit cu 100 de vaci? Deci nu face animalul suma pe care, indiferent cât este, o primește, era, o primește din bugetul european. Dar asta cu înseamnă... Cu condiția să valorifice laptele. Cu condiția, am spus, să înscrie respectivele animale, să le păstreze într-o perioadă de retenție pe care noi le verificăm, le controlăm acolo, animale chiar se verifică, pentru că sunt foarte mulți bani din bugetul european. Păi nu aveți GPS și pentru ele? Nu avem GPS și pentru ele, în schimb avem o bază de date extrem de solidă și bine pusă la punct a Agenția Națională de Sanitar Veterinar, Registrul Național Exploatație. Bine ar fi dacă am avea aceeași bază de date și pentru terenul, dacă am avea aceeași acord de colaborare, așa cum avem cu ANSVSA-ul la nivel central, APIA ANSVSA, pentru acces în baza lor de date, așa ar trebui să avem și acces pentru OCPI. Să vedem parcelele fermierilor declarate și intabulate în cartea funciară și atunci fermierul ar veni în agenția de plăți doar cu copia după buletin și cu extrasul de cont. Din păcate, perfect, cred că mai avem mult până atunci. Vorbesc cu domnul director, că o să vină la noi la emisiune și vorbesc cu dânsul să puteți intra în baza lor de date. Nu, mulțumesc să finalizăm înscrierea fermierilor. Mulțumesc mult pentru prezență. Sigur, mai sunt multe de spus. O să vă invit periodic să le discutăm ca oamenii să le știe. Emisiunea va fi în reluare de seară la 10, mâine dimineață la 7. Va fi pusă mâine pe internet și o puteți vizualiza, dragi telespectatori. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!